face parte din o colecție, Aventurile lui Toby. Mai urmează încă una, tot la editura noastră. Sperăm să-i scoatem și primul Toby. Nu are rost să vă vorbesc despre carte, pentru că trebuie să o citiți. Se adresează... Noi inițial am zis copiilor. Nu, ne-am contrazis, el a zis tinerilor de 14 ani, dar după ce am citit-o, mi-am dat seama că se adresează tuturor vârstelor. Ca atare, Alexandru Andy Kessler este cu noi. Nu e cu noi aici, pentru că drumul de la Tel Aviv până aici a fost, este prea lung, dar o să vină la următoarea carte. Dragii mei, nu mai lungesc, ăsta e foarte talentat. Eu nu primesc de la el nici măcar o plăcintă cu varză, dar am venit din drag, pentru că eu socotesc că cel mai frumos gest pe care poate să-l aibă un om față de celălalt e atenția, prietenia, să fii, cum să spun eu, ca să mă înțelegeți bine, să fii cât mai generos cu cei din jur. Niciodată în viața mea nu mi-aduc aminte să fi spus cuiva: lasă-mă în pace, du-te mai încolo, nu fac poze. Toți îmi spun mulțumesc că v-ați fotografiat pe altceva, în afară de poze și de autografe, știu să fac? Nu știu. Și atunci vreau să vă spun, și cu asta termin peste vreo jumate de oră, două, trei ore,